Sunt Cornel Derveșan, această emisiune își propune să vă apropie de lucrurile esențiale ale vieții. Știrea cea bună este că de curând românii s-au gândit la sărbătoarea cincizecimii sau rusaliile, așa cum se spune, deși rusaliile are o terminologie care provine dintr-o rădăcină latină cu ele, cu rusalce, cu tot felul de zâne care sunt capricioase. Nu cred că e cel mai potrivit să spună rusaliile, mai bine cincizecimea, însă vom explora în această seară care sunt argumentele pentru care creștinii în primul secol s-au întâlnit, care au fost evenimentele extraordinare întâmplate cu ocazia zilei cincizecimii și vom vedea care este relevanța acestei sărbători în zilele noastre. Dacă mai există vreo relevanță, împreună cu noi se află în această seară pastorul Florin Ianovici, pastor, jurist, psiholog de la Biserica Renovatio. Bună seara, Florin, bine ai revenit! Bună seara, Cornel, mulțumesc de invitație! Mă bucur foarte mult și îți mulțumesc că ai depășit zăpușala acestei zile și ai venit împreună cu noi. Mulțumesc și eu, mă bucur să vă... Să ne revedem cu telespectatorii, cu tine. Emisiunile cu tine întotdeauna sunt emisiuni care se termină repede, așa că o să pornesc repede la acțiune ca să nu pierdem timpul. Florin, cincizecimea era o sărbătoare uriașă în Vechiul Testament. Spune-ne cam despre ce era vorba, cu ce se ocupa, care era situația. Trei sărbători sunt foarte mari în Vechiul Testament. Una dintre ele era aceasta, sărbătoarea săptămânilor sau sărbătoarea secerișului. De fapt, sărbătoarea secerișului avea un început și un sfârșit. Este a șaptea săptămână, cum spune Cartea Sfântă, după a doua zi de Paște, și era o sărbătoare care avea legătură directă cu legea care a fost dată pe muntele Sinai lui Moise, cu Tora, dar ea, ca și practică, însemna o sărbătorire a rodirii. Deci era o sărbătoare care avea așa o conotație mai mult agricolă. Undeva la Paște se făcea legănarea spicilor de orz, sărbătoarea orzului, și apoi când veneau roadele târzii, roadele grâul, și oamenii veneau la templu, e a treia sărbătoare care presupunea să ajungi la Ierusalim. Și era socotită o sărbătoare mare pentru că odată cu ea sărbătoreai Dumnezeul care rodește, care îți dă toate cele necesare, dar avea o dublă conotație, pentru că Dumnezeu care hrănește prin cuvântul lui omul din lăuntru și Dumnezeu care face să rodească câmpul și rodește omul din afară. Deci cumva sărbătoarea nu-i completă fără amintirea faptului că ea este dată cu acest amendament al amintirii dăruirii Torei pe muntele Sinai. Pe muntele Sinai Dumnezeu a dăruit legea celor 10 porunci scrisă cu degetul său pe tablă de piatră, după care a comunicat lui Moise și celelalte aspecte ale legii. Unele dintre ele se regăsesc și în cultura egipteană, unele se găsesc în cultura popoarelor, lucruri bune pe care Moise probabil le stăpânea, având în vedere faptul că el era crescut la curtea lui Faraon și era familiarizat cu administrația și cu legile Egiptului, dar nu ne împiedică lucrul acesta. Dacă este ceva bun, orice dar bun vine din partea lui Dumnezeu, zice Sfânta Scriptură. Sigur. Și practica popoarelor este inspirată și dintr-un drept natural. Oamenii privind creația au ajuns la anumite reglementări și cumva tot Dumnezeu este autorul lor, pentru că parte din tot ce înseamnă etică, morală, s-a născut în popoarele care nu l-aveau pe Iahve ca și Dumnezeu, s-a născut din observația lucrării lui Dumnezeu, contemplarea creației. Da, este o sărbătoare deosebită a recunoștinței, practic, și această sărbătoarea cincizecimii, alături de celelalte două, ai spus, care erau care? Pesahul, Paștele, Paștele și sărbătoarea corturilor, care era finalul secerișului. În partea Bucuria de la finalul anului, sigur. Deci, practic, de trei ori pe an, fiecare bărbat al lui Israel, care era responsabil, cap de familie, urca la Ierusalim. Era făcea un pelerinaj. Sigur, da. Da, foarte interesantă chestiunea aceasta.
adică ieșai din contextul tău. Era o sărbătoare a mulțumirii comune, era o sărbătoare în care te vedeai cu ceilalți, dar nu oricum, te vedeai la Ierusalim, acolo era unde era centrul de închinare. E interesant lucrul acesta, să ieși din ale tale, să te duci spre ale lui Dumnezeu, să faci o călătorie, să te pui deoparte, să te gândești la lucrurile acestea, să te refocalizezi. Pentru că drumul acesta spre Ierusalim, el era un drum obișnuit sub aspectul faptului că mergeai cu aceleași picioare, dar ți se cerea să te gândești și drumul acesta devenea mereu un drum de redescoperire a relației cu Dumnezeu, de gândirea întregii vieți din perspectiva credinței. Nu de mult timp, iată că ne-am gândit și la înălțarea Domnului și am vorbit despre, chiar noi am vorbit despre teofaniile lui Iisus de după înviere. Am avut o emisiune, dacă dragii noștri privitori nu au văzut-o, vă rog, doamnelor și domnilor, să căutați penultima emisiune, asta e ultima, penultima pe care am făcut-o cu Florin Ianovici, nu e ultima în sensul că e cea din urmă. Dar înainte de aceasta am făcut teofaniile lui Iisus de după înviere și am vorbit despre faptul că Mântuitorul s-a arătat în mai multe ocazii. De curând oamenii s-au gândit, chiar cei din România, la înălțarea Domnului și după înălțarea Domnului se întâmplă ceva foarte interesant. Mântuitorul le dă ultimele sfaturi sau ultimele porunci înainte ca să se înalțe sub ochii lor și spune la un moment dat, voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ei se întorc și se duc cu toții în același loc, în jur de 120 de oameni, erau 120 de credincioși, ucenici, rude, prieteni și... ucenice. Da, Maria, mama lui Iisus, și se roagă pentru întărire și pentru împreună simțire. În acest context apare prima sărbătoare a cincizecimii de după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Ce se întâmplă și cum s-au pregătit ucenicii pentru această sărbătoare? E interesant că porunca Domnului Iisus Hristos vine ca urmare a unei întrebări pe care ucenicii o adresează Domnului Iisus. Poate că nu e lipsit de importanță să plecăm de la această întrebare, pentru că întrebarea aceasta devine în sine o motivație a ceea ce urma să se întâmple. În timpul de acum, ai de gând să așezi împărăția sau în vremurile viitoare? Și atunci Domnul Iisus le răspunde, nu e treaba voastră să socotiți, să cercetați soroacele, ci treaba voastră este să. Cu alte cuvinte, este un mod prin care Hristos le spune, iată ce așteptări am eu de la voi. Așteptarea voastră nu este să fiți curioși, așteptarea voastră nu este să cercetați de dragul cercetării Scripturile, ci așteptarea voastră este să fiți plini de puterea lui Dumnezeu pentru ca să fiți martori. Fără acest, cred eu, mod de a introduce subiectul, s-ar putea să nu înțelegem de ce anume așteptau. Așteptau pentru că Hristos i-a spus, veți fi îmbrăcați cu o putere ca să fiți martori și apoi el adaugă spunând să fiți martori în Ierusalim, în Iudeea, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Eu nu cred că doar aceste trei localități le avea Domnul Iisus Hristos în vedere. Eu cred că ele sunt niște tipare sau niște prototipuri ale unor locuri care trebuie neapărat să fie cucerite, să aibă parte de mărturisire. Ierusalimul era un loc al religiozității, Iudeea era un loc în care cumva Domnul Iisus nu mai putea să intre pentru că vreau să-l ucid, adică un loc al învrăjbirii. Samaritenii erau tot timpul certați cu ceilalți, erau disprețuiți, deci sunt locuri dificile sub aspectul religiozității, luptelor fraticide, al învrăjbirii dintre oameni, iar marginea pământului cred că este o comoditate care trebuie biruită. Deci nu sunt patru destinații și atât. Sunt patru direcții, dincolo de care înțelegem și de ce este necesar să ai această îmbrăcare cu Duhul Sfânt, pentru că nu e ușor, e dificil să rămâi credincios într-un mediu non-conflictual, dar ce înseamnă să fii credincios și mărturisitor al lui Dumnezeu într-un mediu care este extraordinar de conflictual, de tensionant sau în care chiar riști, nu neapărat viața, dar să fii dat afară, să fii poate disprețuit, să fii lipsit de drepturile tale. Se poate întâmpla. În contextul acela ei chiar își riscă viața la un moment dat. La momentul acela
a face pasul spre Dumnezeu era sinonim cu a sua la revedere de la viață. Deci întâi creștini care s-au amintat în legământ cu Domnul Dumnezeu știau că ei propriu zis merg spre moarte, mai ales în prima eră când era și Nero, împăratul nebun, și oriunde se duceau aveau parte fie de iudaizatori, de cei care erau împotrivitori, de evrei care erau ultra-religioși, fie de stăpânirea romană. Acum să ne întoarcem la ceea ce ai întrebat. Li se spune să aștepte, deci lucrul ăsta este extrem de important, fiindcă deseori am observat că oamenii nu au putere pentru că nu știu să o strângă. E ca arcul acela pe care ai vrea, dacă se poate, să-ți arunce săgeata cât mai departe, dar tu nu-l încordezi. Așteptarea aceasta este pedagogică. Dumnezeu poate să dea celor ce cer, dacă cer după cuvântul lui, poate să le dea ceea ce ei cer imediat. Așteptarea aceasta e pedagogică, pentru că ea reprezintă, dacă vrei, o încordare a sufletului, reprezintă un antrenament. Omul care învață să aștepte este omul care va folosi într-un mod matur ceea ce primește. Când primește repede un lucru, îl și risipește repede. Sau îl folosești nepotrivit cu scopul lui. Dar când aștepți, îl prețuiești. Apoi era vorba și despre un fel de omogenizare, pentru că rugăciunea este aceea care ne aduce la un numitor comun. Noi suntem oameni diferiți, facem parte din medii diferite, gândim diferit, dar rugăciunea este acel liant care îi aduce pe oamenii împreună. Deci li se spune să aștepte într-un loc anume, la Ierusalim, li se spune să se aștepte într-un fel anume, rugându-se, ei asta fac. Poate că este important să mai adăugăm faptul sau să subliniem faptul că în timpul acestei rugăciuni pe care i-au făcut-o pentru ca Domnul Dumnezeu să-și împlinească promisiunea, și facem aici o mică subliniere, nu-i totul să citești o făgăduință, trebuie să faci și tu partea ta ca acea făgăduință să se împlinească cu privire la tine. Sunt lucruri care se vor împlini, indiferent că eu cred în Dumnezeu sau nu. Dumnezeu își va duce istoria la capăt. Dar dacă e vorba de o promisiune în beneficiul meu, care să fie o binecuvântare, eu trebuie să mi-o apropii printr-o atitudine bună, corectă. Prima a fost rugăciunea. Au stat împreună, s-au rugat. Dar în perioada aceea a rugăciunii s-a ridicat Petru și a rezolvat o problemă, pentru că unul dintre ei era lipsă. Și atunci, de ce spun că este important? Iată, rugăciunea aceea n-a fost doar o rugăciune de dimineață până seara în care să se roage fără să gândească. Rugăciunea a condus și spre o problemă rămasă nesoluționată, și anume unitatea lor era știrbită. Pentru că întotdeauna când mergi la rugăciune, ceea ce vei simți imediat e depărtarea de oameni, depărtarea de semeni și necesitatea de a reface unitatea. Iată ce aduce rugăciunea. Foarte frumos gânduri, dar există foarte mulți teologi care, făcând o paranteză acum cu alegerea lui Matia, că probabil la asta te referi, sigur, da, consideră că n-a fost potrivit, că n-ai mai auzit de el după aceea. Deși eu n-am simțit din textul Scripturii nicio rezervă în legătură cu Lazar, problema aceasta. Câte cuvinte se consemnează că ar fi rostit Lazar cel înviat, care a devenit inamicul public numărul 2 după Domnul Iisus Hristos. Neapărat trebuie să ai anumite fapte sau nu neapărat Duhul Sfânt n-a considerat necesar să menționeze ce a făcut Matia, dar acum, din momentul în care alegerea s-a făcut de la Dumnezeu, cred că chestiunile acestea sunt destul de curajoase să spui că a fost o alegere care nu trebuia făcută în felul acesta, că de fapt ce se discută e că e sorțul și n-a fost cumva, dar până la urmă e o alegere făcută în Domnul. Și atunci, din punctul meu de vedere, consider că e pur și simplu o apreciere personală a acestor comentatori. Eu nu o discut. Zicând că, de fapt, Apostolul Pavel a fost pregătit pentru a lua cel de-al 12-lea loc și Petru s-a grăbit. A, ideea este însă că Domnul Iisus Hristos a spus clar prin vocea lui Anania care este rolul Apostolului Pavel. El avea să fie o solie printre neamuri. Rolul lui a fost determinat foarte clar. Din punctul meu de vedere, sunt genul de problematici care se nasc fără ca eu să am vreun câștig de pe urma lor. Și atunci, cumva eu caut să evit lucrul acesta, pentru că unde Biblia nu distinge, zic și eu așa ca un avocat, unde Biblia nu distinge, nici eu nu mă apuc să caut acolo virgule și... Dar ideea aceasta foarte frumoasă, că atunci când te rogi împreună, se simte dorința de unitate, este veridică, vrednică de crezare și adevărată, și îți mulțumesc pentru ea, foarte frumos. Iată că în acest context al împreunei simțiri, încă un lucru vreau să remarc, fără să doresc să supăr pe cineva,
Ai observat că printre toți cei care erau acolo era și Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Este amintită foarte frumos, simplu, pasager, Maria, mama lui. Ca un lucru natural, natural. Nu ni se spune că ar fi avut niște contribuții substanțiale, știu eu, superioare celorlalți ucenici. Clar, nu, nici vreun rol anume nu-i se... Un rol deosebit. Din potrivă, eu cred că mențiunea aceasta are de-a face cu caracterul ușor misogin al societății evreiești, în care femeia nu prea era acceptată ca având, cel puțin la nivelul spiritual, o poziție asemănătoare bărbatului. Și eu, din potrivă, cred că era începutul constituirii unui nou fundament în care în Hristos nu mai există nici grec, nici iudeu, nici parte bărbătească, nici parte femească, ci toți suntem una. Nu este o glorificare a Mariei, ci este mai degrabă un apel la normalitatea unor relații în care Dumnezeu fiind prezent, nu mai avem acel misoginism specific unei ere patriarhale. Foarte, foarte frumos și foarte prețioasă ideea aceasta. În acest context apare sărbătoarea cincizecimii, ei sunt împreună, există o oarecare inerție prin care și creștinii păstrează această sărbătoare, nu știu exact cum să facă, cum să nu facă. Multe lucruri în primele secole merg prin inerție, datorită sărbătorilor Vechiului Testament. Mai târziu Pavel zice: voi păziți zile luni, vrem și ani, mă tem să nu mă fi ostin degeaba pentru voi. Lucrurile capătă niște dimensiuni profund creștine, dar în acel moment oamenii erau adunați împreună în același loc. Și se întâmplă ceva și aș vrea să ne povestești tu în mod concret ce se întâmplă. Ei sunt adunați împreună ca un oricare dintre zilele, cele 50 de zile, pentru că vorbim despre 50 de zile care au trecut de la sărbătoarea Paștelui, când Biblia spune că s-a auzit ca vâșuit unui vânt, deci spun ca vâșuit unui vânt, deci este o comparație, niște limbi de foc au fost împărțite, au început să vorbească în alte limbi și fiecare dintre ei au fost umplut de Duhul Sfânt. Acestea sunt caracteristicile pe text. Explicația fenomenului în sine avea să fie făcută în momentul în care Petru coboară împreună cu ucenicii, cu apostolii și încep să propovăduiască, pentru că fiind o sărbătoare, cum ai menționat, și erau din toate părțile, elamiți, parții, o mulțime de oameni, ei au început să propovăduiască. Acum ei vorbeau mai întâi, cum spune textul, în alte limbi. Și fenomenul acesta a fost subiectul unei batjocori din partea celor care au prezenți, spunând că sâmbeți. Petru a luat cuvântul și aici avem o primă tălmăcire a ceea ce se întâmplă, pentru că el face apel la prorocia din Ioel, în care spune, nu este nimic deosebit în sensul că, nu, ciudat, sau este ceea ce Dumnezeu a spus mai înainte că se va întâmpla, fiii voștri, fiicele voastre vor avea bătrânii, vise, vedenii, prorocii și veți fi plini de Duhul Sfânt. Asta este ceea ce se întâmplă acum, adică acea revărsare a Duhului Sfânt promisă încă din Vechiul Testament, care se întâmpla acum în momentul respectiv. Și ceea ce se întâmplă după acest moment este că imediat Petru începe să vorbească despre Hristos. E foarte important lucrul acesta. E foarte important. Și încă un aspect esențial, fiecare auzea vorbindu-se în limba lui. Sigur, erau limbi înțelese, cu siguranță erau limbi înțelese. Suntem la acest subiect și nu are sens să levităm, pentru că oricum vom ajunge la el mai devreme sau mai târziu. Și anume faptul că limbile celor care erau prezenți și pe care ei le vorbeau și apostolii. Înțeleg că ei, apostolii, nu erau vorbitori de limbile celor care erau prezenți. N-au apucat să le învețe. Da, ci era un dar făcut de Duhul Sfânt de a vorbi în acele limbi, fiind astfel mărturisitori. Acum, aceasta este ce se întâmplă la cincizecime. Acum, ideea este că
atunci când vorbim despre această revărsare a Duhului Sfânt, cel puțin în bisericile care au o doctrină bazată pe credința că acest fenomen este repetabil, că nu este un fenomen istoric doar și că lucrurile acestea se întâmplă în persoana fiecărui credincios care se întoarce la Dumnezeu, a apărut și această idee a vorbirii în limbi cerești, care este spusă de către Apostolul Pavel, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, în limbi cerești, în limbi omenești sau cerești. Îngerești. Da, îngerești. Dacă n-am dragoste, sunt un chival zângănitor și o rapă sănătoare. Și atunci, din acest punct de vedere, asta ar fi un prim argument, că aceste limbi pot fi și limbi îngerești, adică de sorginte neomenească, fără să fie traductibile sau fără să aibă un bazin filologic cunoscut la care să te raportezi. Și mai ales faptul că și Apostolul Pavel spune, eu când vorbesc în alte limbi, spun taine, lucruri neînțelese. Adică poate să fie și acest un argument al faptului că vorbirea aceasta în limbi poate să fie cunoscută, adică să aibă un corespondent a unei limbi cunoscute sau poate să fie o limbă care este neînțeleasă. Da, o să revenim la capitolul acesta, însă... Cu prudență. Da. Însă aș vrea să... Ți-am luat ideea cu Iisus. Deci Petru îl prezintă pe Iisus. Da, e foarte important, pentru că atunci când vorbim despre această... Numiți-o așa, o putem numi botez cu Duhul Sfânt, o putem numi umplere cu Duhul Sfânt, o putem numi îmbrăcare cu Duhul Sfânt. Cuvântul botez cu Duh Sfânt, el există. O spune Ioan Botezătorul, o spune Domnul Iisus Hristos. Deci există cuvântul botez cu Duh Sfânt. Nu este un apanaj doctrinar al pentecostalilor. Chiar se spune, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci asta este biblic. Ei, ideea de bază este că totul este în jurul persoanei Domnului Iisus. Rugăciunea pentru primirea puterii Duhului Sfânt este cu ochii spre cruce, iar după ce ai primit puterea Duhului Sfânt, tu în momentul acela îl proslăvești pe Hristos. Pentru că dacă ne uităm în textul din Ioan, capitolul 7, atunci când era sărbătoarea corturilor și când era acel simbolism, acea practică a apei pe care marele preot o lua, o vărsa, în momentul acela Domnul Iisus Hristos se ridică și spune că, vorbind despre această revărsare a Duhului Sfânt, că Domnul Dumnezeu va da acest Duh Sfânt și va țâșni ca un râu. Și spune clar, vorbea despre Duhul Sfânt care nu fusese încă dat, pentru că Hristos nu fusese încă înălțat. Deci, iată, în timpul vieții Domnului Iisus Hristos, el deja vede apa vărsată de marele preot ca și un simbol al chemării, rodirii care avea să vină, și atunci el folosește acest simbol, pentru că în general Duhul Sfânt este asemănător izvorului sau izvorului de apă vie sau ploii târzii, ploii timpurii, și atunci face această mențiune că va fi dat un Duh Sfânt care deocamdată nu poate fi dat pentru că lucrarea mântuitoare nu este încheiată și Hristos nu este înălțat. Atunci înțeleg că totul este în jurul persoanei Domnului Iisus, că de fapt această umplere și stăpânire cu Duhul Sfânt trebuie să fie dovedită prin faptul că toată viața ta este centrată pe Hristos. De ce spun asta? Pentru că într-o împrejurare spusă în Ioan 17:18, Domnul Iisus le spune ucenicilor, eu mă duc la Tatăl, mă întorc, plec la Tatăl. Ei s-au întristat. Și a spus, dar nu vă întristați ca unii care, pentru că voi trimite un alt mângâietor care va fi în voi și cu voi până la sfârșitul veacului. Deci, iată, ei ce reclamau? Despărțirea de Hristos. Ce-i durea? Faptul că nu o să-L mai vadă pe Hristos. Și Hristos a zis, eu vă dau un mod nou sau o modalitate nouă de a rămâne cu mine, pentru că Duhul Sfânt pe care îl trimit va mărturisi despre mine. Deci când Duhul Sfânt vine, el nu vine ca să confirme o doctrină, nu vine ca să stabilească o etichetă, el nu vine ca să completeze o mântuire care este dată, ci el vine pur și simplu ca o putere dată de Dumnezeu pentru a-L mărturisi pe Hristos și a-și centra întreaga viață pe Hristos ca mărturisitor, având acel zel. Mai mult decât atât, această expresie alt mângâietor arată o persoană. Ne face cunoscut faptul că se pare că cineva de aceeași înălțime, egalitate, de aceeași putere va fi revărsat, însă despre lucrul acesta o să vedem imediat după publicitate.
Bine v-am regăsit astăzi împreună cu pastor Florin Ianovici despre cinzecime, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, un subiect foarte, foarte frumos. Florin, spuneam înainte de publicitate că această postură în care îl așează Iisus pe Duhul Sfânt este una la fel de avantajoasă, pentru că el zice că el vă va descoperi tot adevărul. Doar cineva infinit poate să descopere pe cineva infinit. Absolut. Dacă Duhul ar fi doar o putere sau doar o forță, nu ar putea să descopere pe cel care este infinit, adică pe Dumnezeu. Cum da, vezi problema aceasta? E adevărat, pentru că rolul Duhului Sfânt, în afară de al mărturisii pe Hristos, este și călăuzitor în tot adevărul. Ori călăuzitor în tot adevărul înseamnă că cineva stă cu tine, lângă tine și te ajută să înțelegi anumite lucruri pe care poate nu le înțelege fără ajutorul Duhului Sfânt. El este mângâietor, deci vorbim despre simțăminte și atunci acestea sunt atributele unei persoane, nu sunt impersonale. Ca să mângâi înseamnă că ți-e milă de cineva, îl prețuiești ca să-l călăuzești, îl înveți, îl educi, spune, îi descoperi. Că și plânge cu susține negreite. Da. Deci vorbim despre, într-adevăr, vorbim despre persoana Duhului Sfânt care face această lucrare, aducându-L pe Hristos, dar în forma aceasta. Hristos este cu noi, în noi, prin cuvântul Său, dar și prin prezența Duhului Sfânt care oficiul acesta îl face, de a nu ne lăsa singuri, de a nu fi părăsiți. Da. Bun. În contextul acesta al revărsării Duhului Sfânt, al vorbirii în limbi din secolul I, întâlnim câteva momente extraordinare. Unul dintre ele este în Fapte 10, spre exemplu, când Apostolul Petru merge în casa lui Corneliu, acolo se roagă și darul acesta al vorbirii în limbi este revărsat și peste cei dintre neamuri. Chiar înainte ca ei să facă legământ cu Domnul. Așa este. Ce am observat eu? Îți spun onest lucrurile absolut. Acestea. Discuțiile noastre de au fost oneste. Eu am observat că acest dar al Duhului Sfânt, al vorbirii supranaturale în alte limbi cunoscute din vremea respectivă, a fost dat întotdeauna fie ca un garant al posibilității de a predica Evanghelia fără frontiere, fie ca posibilitate însăși de a predica fără frontiere. Adică dacă Dumnezeu ar fi așteptat să învețe Apostolul Petru pescarul frigiană sau elamită sau partă, probabil că ar fi trecut ani de zile și eu văd treaba asta ca un recul al turnului Babel, care a făcut ca limbile să se împrăștie. Dumnezeu a dus încă o dată o minune ca limbile să se contopească sub umbrela Duhului Sfânt, pentru ca nimeni să nu poată să spună: eu aș predica, dar nu pot să mă duc în India, că nu știu cuvintele limbii acesteia sau în lumea mai puțin civilizată. Da. Cum vezi această situație? Perfect adevărat ceea ce ai spus. Iar dacă ne referim strict la Faptele Apostolului, capitolul 10, este evident că acolo devine argument pentru primirea neamurilor în rândul celor peste care se revarsă harul, fiindcă Apostolul Petru va folosi acest fapt dacă și lor li s-a dat darul Duhului Sfânt, cum li s-a dat și nouă. Cine eram eu ca să opresc botezul acestor oameni? Consider însă că mai este de adăugat ceva. Să nu uităm că în rândul darurilor Duhului Sfânt este și vorbirea în limbi, care este o carismă a Duhului Sfânt. Noi nu putem să nu ne uităm la lista celor 9 daruri. E adevărat însă că în biserică, și aici este foarte important, pentru că lucrul acesta, neglijat fiind, neînțeles bine, a dus la un abuz ce a dus temere și chiar respingere a înțelegerii acestui dar și a practicării acestui dar, el în biserică trebuie să fie însoțit de un alt dar, că el este un dar pereche, adică vorbirea în alte limbi în biserică trebuie să fie, dacă e cu voce tare, automat însoțită de tălmăcire. Dacă nu este tălmăcire, să nu vorbești în alte limbi tare în biserică, pentru că oamenii care vin vor zice că suntem nebuni, cel de lângă tine nu înțelege nimic și atunci aduci mai multă confuzie, derută și mai ales părem niște oameni nesănătoși. Acesta este adevărul. Deci, e greu de implementat această... E greu de implementat, pentru că vorbim despre o practică care s-a încetățenit, vorbim despre un dar care are de-a face cu foarte multe emoție și vorbim despre faptul că există în continuare această
idee a faptului că un om cu daruri este superior altuia și atunci cumva ia să faci tu liniște, să taci, pentru că dacă e darul de la Dumnezeu, atunci tu n-ai de comentat. Avem de comentat și am să spun un lucru care trebuie să fie foarte limpede. În ziua cincizecimii, când au fost botezați cu Duhul Sfânt apostolii, când au fost acuzați că sunt beți, Petru n-a folosit darurile, ci logica. E doar al treilea ceas. E ora 9 dimineață, nu suntem beți. Duhul Sfânt nu este un divorț de rațiune, nu este un divorț de rânduiala bisericii. Duhul Sfânt nu ne face să trăim în devălmășie, ci în destoinicie și într-o legătură în care se există rânduială. Și atunci apreciez foarte mult ceea ce spui. Da, și atunci eu cred că, din nefericire, folosirea abuzivă a vorbirii în limbi a creat foarte multe comentarii negative și oamenii nu mai doresc lucrul acesta, pentru că văd practica mai degrabă decât văd Biblia. Eu vreau să-ți spun și ție și telespectatorul nostru, la fel de onest cum ai spus și tu, că este un dar care, dacă nu este urmat de tălmăcire, deși dacă tu ceri, Dumnezeu îți dă, și sunt multe dintre situațiile pe care le cunosc, ca unor prieteni care vorbesc în limbi și au tălmăcire pentru ei, sau este un dar care te zidește. Dar în particular, în odăiță. Apostolul Pavel spunea: mulțumesc Dumnezeu, eu dintre voi toți vorbesc cel mai mult în limbi, dar în biserică spun 5 cuvinte înțelese. Pentru că dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine va înțelege? Nu ne putem alinia. Suntem o oștire, că dacă primim sunete încurcate, nu mai știm cu ce luptă. Ai făcut armata? Da. Dacă suna de deșteptare la culcare, era zăpăceală. Normal, noi am făcut la pompieri. De sirena era de bază. Când suna sirena, sărăim bocanci. Deci dacă sirena nu mai dădea sunetul care trebuie, ardeau casele oamenilor. Deci ideea care este? Ideea este că este ceea ce spui. Eu cred că vorbirea în alte limbi a fost folosită, cel puțin în casa lui Corneliu, ca o modalitate dincolo de care nu au mai avut replică sau nu au mai fost discuții în contradictoriu. Dar trebuie să observăm faptul că, de exemplu, în Samaria, când a fost prezent Petru și Ioan, care au venit după ce a fost Samaria cucerită de Evanghelie, la un moment dat există acolo o mențiune că Simon, care era vrăjitor, a văzut că... Semnele. Da, ce a văzut? Că, ce să vezi? Că dacă mișcarea Duhului Sfânt e lăundrică, clar, a văzut în sensul că a auzit minuni, sigur, aceleași manifestări care erau supranaturale. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, acolo nu era o problemă de lămurire teologică, adică e o însoțire pe care am văzut-o în mai multe situații. În Efes, când ucenicii lui Ioan nici nu auziseră de un Duh Sfânt care a fost dat și ei au vorbit în alte limbi. Deci, cumva, în teologia penticostală se face distinție între darul vorbirii în limbi și semnul vorbirii în limbi, care este prezent la botezul cu Duhul Sfânt, fără însă ca acest semn să fie singular. Deci poate că noi nu am reușit să ajungem... Dar nici darul nu este singular. Nu e singular, da. Zice că sunt diferite daruri, dar sigur, este același Duh. Și unuia e dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință. Dar spre folosul altuia. Aici este cheia. Aici e ideea că vorbirea în alte limbi, dacă nu este însoțită de darul pereche, atunci ea nu se înscrie în folosul altuia. Și atunci... Unde este folosul altuia dacă el este păstrat ca și dar? Din punctul meu de vedere, răspunsul este limpede. Când cineva folosește acest dar al vorbirii în limbi în biserică, trebuie să se asigure că este cu tălmăcire, altminteri este un abuz. Trebuie să se asigure că este spre folosul altuia. Sigur că da, adică dacă nu este cine să tălmăcească... Și încă un lucru important, dacă eu nu am darul acesta de la Dumnezeu, nu înseamnă că frații trebuie să mă privească pe mine ca fiind inferior, pentru că poate eu am darul celălalt de a vorbi despre recunoștință sau despre... Cornel, poate cineva are darul cărmuirilor. S-a mers foarte departe și noi trebuie să fim biblici și trebuie să fim asumați în discuție. Să ne întoarcem la Biblie, asta este ce îmi place cel mai mult când vorbesc cu tine. S-a condiționat mântuirea de botezul cu Duhul Sfânt.
Ori niciodată Duhul Sfânt nu vine să completeze mântuirea de la cruce. Ea este săvârșită prin jertfa Domnului, dată pentru totdeauna. Deci valoarea botezului cu Duhul Sfânt este mărturisitoare, este misionară, este pentru misiologie. Adică este, cum văd eu lucrurile practic? Cred că am avut discuții cu oameni luminați care sunt de părere că s-a întrerupt botezul cu Duhul Sfânt, a fost dat doar apostolilor în contextul acela delimitat istoric. Eu le-am spus în felul următor: oameni buni, nu scrie nicăieri că Duhul Sfânt este dat doar apostolilor. Vorbește despre ucenici. Ucenici suntem toți. Nu scrie acolo apostoli. Pentru că cuvântul apostol este diferit tratat. Și în plus, dacă Duhul Sfânt e tot puternic, el face ce vrea când vrea. Sigur, da. Nu... Dar haideți să o luăm pe argumentul de ordin logic, rațional. Nu exista Biblie, nu aveau cartea, nu aveau epistola către romani, ei nu aveau cartea Faptele Apostolilor. O scriau în timp ce lucrau. Nu aveau Biblie. Bun, noi astăzi avem Biblie, dar asta nu înseamnă că contextul, care al lor era unul idolatru, mergeau într-un context cultural idolatru, asta s-a schimbat. Peisajul zilelor noastre cu omul care este înstrăinat, foarte egoist, centrat spre sine, materialism, nu spun că și fenomenele acestea care sunt oculte, ele au crescut în intensitate. Deci noi acum vorbim despre alt tip de manifestare, dar diavolul are adepții lui și astăzi și există alte forme. Dar lupta aceasta este la fel de acută acum ca și în timpul apoi. Vorbim despre sinucidere, vorbim despre consum de droguri care nu erau generalizate la acel nivel. Deci nu pot spune că n-ai nevoie astăzi, așa cum au avut nevoie odinioară ucenicii, de această revărsare și însoțirea Duhului Sfânt, acest botez cu Duhul Sfânt. Nu poți să spui că n-ai nevoie, pentru că condițiile, ba din potrivă, noi știm că sfârșitul istoriei va fi mult mai problematic. Exact. Da, mulțumesc, Florin, pentru onestitate și pentru bucuria de a ne întoarce la Scriptură. Aș vrea să te întreb în legătură cu o idee care apare din ce în ce mai des și vreau să te întreb cam cum o vezi. Și sunt unii care spun așa: Dom'le, Duhul Sfânt a condus biserica, da? Și în mod supranatural, oamenii care erau posedați de Duhul, iată, erau mânați de Duhul. Duhul Domnului a mânat pe Filip, la du-te și ajunge carul acesta. Aveau legătură directă cu Dumnezeu. Duhul Domnului l-a răpit pe Filip. Descoperiri și manifestări ale... Manifestări categorii supranaturale. Când m-am uitat acolo că sunt 80 de kilometri de unde l-a luat pe Filip și l-a dus. Da, l-a luat după ce a lucrat. După ce. Da, dar vreau să spun. Adică lucruri incredibile, da? Supranaturale. Supranaturale, da, sigur. Trece un pic, vine Pavel... Văzând credința unui olog, scoală-te drept în picioare. Omul ăla se scoală în picioare, în văzul lumii. Este oameni care aveau Duhul. Ioan, ca fiind autorul Apocalipsei, ultimul dintre ucenici aflați în viață, vine Domitian și vrea să-l omoare. Nu poate să-l omoare, pentru că el avea Duhul. Și nu... cine avea Duhul nu putea să pățească nimic. Pavel, îl mușcă vipera, nu pățește nimic. Da? Dacă veți lua în mână șerpi, nu vă vor vătăm, așa mai departe. Ei, Duhul conduce biserica, Duhul conduce misiunea creștină, da? Dar încep să apară accente. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Să nu punem alte greutăți. Nouă. Tu să fii în stare să împarți la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Și încet, 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 spun unii, să renunță la leadership-ul Duhului Sfânt pentru ca omul încet, încet să se ridice și să conducă. Omul, influența, pastorul, preotul, conducerea. Și unii numesc această atitudine urăciunea pustirii așezată în locul preasfânt. Adică omul în locul Duhului, ca un sistem omenesc bazat pe tot felul de argumente, așa. Dar după cum am auzit o anecdotă, mai avem un pic din ce o spun, când a fost ales Papa Francisc, se zice că un cardinal i-a arătat bogățiile Vaticanului și comorile și tot ce ăsta săracul s-a scrâpinat în cap și cardinalul zice așa zâmbind, vedeți, zice, părinte, nu mai putem spune, cum zicea Sfântul Petru Odinioară, aur și argint n-am.
la care papa se uită, zice, da, dar nu mai putem zice nici scoală-te, ridică-ți patru și du-te acasă, știi? Da, înțeleg ce spui. Adică, crezi că a fost un astfel de moment în care Duhul a început să se retragă pentru că omul a luat fața Duhului și sistemul a continuat în ideea aceasta a umanității, a umanismului, a omului care conduce și Duhul Sfânt, bineînțeles că este prezent în inimile noastre de la naștere, dar nu este în acea plinătate cum era în generația apostolilor? Crezi că are vreo legătură cu realitatea această idee? Eu cred că nu pot identifica un moment anume când, să zicem, a avut loc acest declin. Eu cred că problema asta este repetabilă la nivelul fiecarei persoane. Nu cred că neapărat trebuie să ne ducem la o istorie a bisericii sau să căutăm un țap ispășitor sau să căutăm un moment anume. Eu cred că fiecare om începe cu Domnul. Începe cu o smerenie în care spune, Doamne, nu mai vreau să iau deciziile eu, că știu ce înseamnă să le fi luat eu, că de acolo vin. Și începem cu o smerenie, cu o dezbrăcare de sine, începem cu o atitudine de iubire și de recunoștință și cu dorința ca Dumnezeu să ne călăuzească în toate. Trece timpul, devenim din ce în ce mai stăpâni pe noi, cumva în sensul în care lucrurile merg într-o direcție bună, Domnul ne ajută, scăpăm de necazurile din care am venit și pas cu pas începem să ne încredem în noi. Cred că istoria este repetabilă la nivelul fiecărei persoane care compune până la urmă biserica, că am să-ți dau acest exemplu și anume, cele două simboluri folosite la botezul cu Duhul Sfânt sunt vântul și focul. Bun, vântul poate să și distrugă, focul poate să și pârjolească. Atunci ceea ce contează este de unde vin, nu ele în sine. Că vântul venea din cer, focul venea din cer. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce este important este ca fiecare să-și cerceteze motivația înaintea lui Dumnezeu pentru care face ceea ce face. Pentru că eu pot să devin un foc al lui Dumnezeu și să ajut, sau pot să devin un foc al ambițiilor umane. Pot să devin un vânt care să ducă corabia bisericii Domnului aproape lui mai departe, sau un vânt care să te împiedice să înaintezi. Deci foarte mult contează motivația. Consider în privința aceasta că există tendința aceasta de a prelua omenește controlul, dar ea se repetă cu fiecare individ, cu fiecare generație, se repetă la nivel micro și ajunge să fie simptomatic la nivel macro. Că noi acum suntem într-un context în care suntem mai degrabă cu un ochi pe Biblie și cu un ochi pe lume. Luăm și din lume niște lucruri, luăm și din Biblie niște lume. Mai degrabă cred că este o zonă acum în care omul nu renunță la Dumnezeu și la Duhul Sfânt, dar influența unor elemente lumești este din ce în ce mai pregnantă. Vorbim de închinare, vorbim de alte lucruri asemănătoare, chiar de mesaje care sunt aranjate mai degrabă după criterii ale unui discurs decât un mesaj biblic. Deci cred că este un risc pe care fiecare dintre noi îl purtăm. Eu, unul, vreau să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, să spun că am avut momente când, fiindu-mi greu, am spus, Doamne, lucrează Tu, și când mi-a fost bine, am zis, de aici pot prelua eu. Mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, pentru onestitate, doamnelor și domnilor. Iată câte lucruri profunde putem învăța într-o emisiune de televiziune. Sper că și dumneavoastră sunteți la fel de recunoscători. Ceea ce este esențial este să nu uităm niciodată că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul deasupra ei. A fost împreună cu noi pastorul Florin Ianovici. Succes în activitate. Să ne revedem cu bine. Mulțumesc, Andrei. La revedere și dumneavoastră. Până data viitoare.